Te salut, sunt Mirela Ivaz. Am pregătit pentru tine următoarea secvență yoga dedicată sănătății spatelui. Practica alături de mine și ușurezi tensiunea din spate și din șolduri, îmbunătățești mobilitatea coloanei, întărești mușchii spatelui și pe cei abdominali, arăți și te simți mai bine și asta vor remarca și cei din jurul tău. Îți sunt necesare o salteluță, o curea sau o eșarfă, un spațiu curat și aerisit în care să îți desfășori în liniște practica yoga. Vino cu sprijin în palme și genunchi. Inspiră, înalță bărbia și arcuiește în jos spatele. Menține respirația pentru 4 secunde. Expiră, coboară bărbia spre piept, arcuiește în sus spatele, împinge de bazin spre înainte. Menține câteva secunde. Continuă. Odihnește-te în balasana. Adu fesele spre călcâie. Depărtează genunchii, coboară trunchiul și fruntea spre salteluță. Urmărește respirația. Vină cu sprijin în palme și în tălpi și înalță bazinul. Brațele și picioarele sunt întinse și preiau în mod egal din greutatea corpului. Retrage bărbia spre piept. Parvatasana întărește mușchii brațelor și pe cei ai picioarelor, tonifică nervii spinali și îmbunătățește circulația, în special în zona omoplaților. Pășește cu un picior înainte și adu-l și pe celălalt lângă. Flexează ușor genunchii, cuprinde antebrațele și lasă strunchiul, gâtul și capul să atârne libere în mișcări ușoare de balans. Postura destinde spațiul dintre vertebre și zona lombară. Thank you.
Odihnește-te în balasana, cu genunchii apropiați și fruntea pe salteluță. Urmărește respirația și rămâi tăcut în gânduri. Vino cu sprijin în palme și genunchi. Întinde unul dintre picioare flexat spre înainte, iar pe celălalt întinde-l cât mai lung în spate. Ajustează ușor poziția. Trunchiul este drept, ridicat spre înainte, umerii drepți echilibrați. Cu respirul, lasă trunchiul să coboare spre podea. Rămâi aici un timp și repetă pe cealaltă parte. Postura aduce flexibilitate coloanei vertebrale în zona lombară, destinde și echilibrează zona bazinului și încheietura șoldului. Din șezut, cu picioarele întinse spre înainte, inspiră, ridică brațele deasupra capului și cu expirul apleacă lung trunchiul spre înainte. Prinde cu palmele, gambele, gleznele sau dosul tălpilor. Menține aici un timp. Paschimottanasana crește flexibilitatea articulației șoldului, stimulează circulația fluidelor la nivelul nervilor și mușchilor coloanei vertebrale. Tonifică și masează abdomenul și organele abdominale. Revină ușor
și odihnește-te în Dandasana. Picioarele întinse spre înainte, spatele drept, sprijină ușor trunchiul în brațe. Fiind culcat pe abdomen și tălpile ușor depărtate, înalță trunchiul și sprijină pe antebrațe. Ridică capul dintre umeri, menține bărbia paralelă cu solul sau ușor ridicată spre tavan. Postura Sphinx flexibilizează zona lombară, tonifică și masează abdomenul, întărește musculatura brațelor și a umerilor. Odihnește-te pentru câteva respirații în Balasana. Pe spate, cu picioarele întinse, adu unul dintre genunchi spre tine, cuprinde tibia cu palmele și presează ușor pulpa piciorului peste abdomen. Inspir. Ridică trunchiul de la podea, atât cât vârful omoplaților rămâne în contact cu salteluța. Încearcă să atingi genunchiul cu vârful nasului. Menține respirația pentru câteva secunde. Eliberează și schimbă pentru celălalt picior. Acum, ridică ambele picioare împreună, presează cu brațele ușor peste tibii și peste abdomen, ridică umerii și capul de la podea și încearcă să-ți aduci nasul în spațiul dintre genunchi. Pavana Muktasana întărește mușchii spatelui în zona inferioară și te stinde nervii spinali. Masează abdomenul și organele digestive, eliminând disconfortul abdominal.
pe spate, folosește cureaua sau eșarfa și trece-o peste talpa piciorului. Cu piciorul întins, încearcă să-l aduci cât mai mult spre tine. Trage ușor de capetele curelei, păstrând brațele superioare, umerii și omoplații relaxate în contact cu podeaua. Schimbă pentru celălalt picior. Pe spate, adu tălpile în contact cu podeaua și coboară ambele picioare în lateral. Întinde brațele și întoarce privirea către lateralul opus. Menține un timp aici. Schimbă pentru cealaltă parte. Pregătește-te de Shavasana. Picioarele întinse ușor, depărtate unul de celălalt. Brațele pe lângă corp, ușor depărtate de corp, cu palmele orientate spre cer. Potrivește-ți corpul încât poziția ta pe podea este cât mai confortabilă. Relaxează și eliberează tensiuni, emoții, Namaste.